Au, ce distracție, ediți de dimineață acolo la radio, e veselie mare. Metre, gata, domnule, a fost un episod, ce faci, telenovele acum? Telenovele. Opa, uite că a venit și actorul numărul 2. El este Tavi Păscuț, bistrețul neprietenos de la Cronica Cricotașului, se ocupă de regia de montaj. Vezi, mă, ce rău e să stai aici în fața oamenilor? Dar fii atent, Metre, ce antifoane are. Ce antifoane? Băi, frate, ce e așa? Ia zi. Alea sunt antifoane, antifoanele mai mari decât ale tale, măi, și pe mine la radio. Poate ne-au la radio pentru că n-ai freză, n-ai freză ca să ajungi la radio. Dar ce freză? Că am vrut să încep și eu, am vrut să încep și eu așa, da? Dar de la căști mi s-a întâmplat și la tine ai grijă. Asta, deci dacă ai căștile mari, îți pleacă, și la tine. Dacă ai boxele pleacă, mari, uite, îți pleacă părul la plimbare. E, da, la... E, da. E? Așa, așa, hai, da, murdă de aici și vezi cum montezi, ai grijă. Ce? Montez emisiunea. Ai emisiunea? A, da, ia și scaunul. Aș, om cu scaun la cap și cu căști la metre, cap. Metre, de la vibrații, domnule. De la vibrații, domnule. Acum că am cunoscut personajele principale, să trecem la rubrica Tembelefonul cu butoane. De ce se numește așa?